Asigurarea securității persoanelor, proprietăților, a liniștii și ordinii publice ar trebui să constituie o preocupare permanentă pentru societatea civilă și cetățeni, nu doar pentru instituțiile specializate ale statului. Este recomandabil ca giurgiuvenii să respecte și să știe câteva lucruri elementare de autoprotecție. În cadrul programului de prevenire a furturilor din locuințe, polițiștii de proximitate, în colaborare cu jandarmii giurgiuveni, au derulat astăzi o acțiune în Piața Centrală și au informat giurgiuvenii despre riscurile la care se expun atunci când nu își asigură locuința înainte de a pleca. Se desfășoară o campanie de prevenire a furturilor din locuințe. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vă înmânăm un pliant cu recomandări preventive să vă asigurați locuința și bunurile din acestea. Se desfășoară o campanie de prevenire a furturilor din locuințe și case de vacanță. Cu această ocazie vă oferim un pliant cu recomandări preventive. O campanie de prevenire a furturilor din locuințe. Câteva sfaturi utile să le citiți. Mulțumesc! Campania derulată de oamenii legii s-a bucurat de aprecierea celor care se aflau astăzi trecători prin piață, considerând-o de bun augur, mai ales în această perioadă a anului. O acțiune foarte bună și sper să reușească, am toată convingerea că va reuși. Aveți încredere în oamenii legii? Da, am încredere în oamenii legii. E o acțiune formidabilă de bună pentru că prevede înrocirii care se întâmplă cu bandiții ăștia care fură. Foarte bine, trebuia mai devreme, dar niciodată nu prea târziu. Aveți încredere în oamenii legii? Fără discuție că avem. Dacă n-ar fi voi, ar fi prăpări. Pentru că este perioada în care foarte mulți preferă să-și petreacă sărbătorile de iarnă în altă parte decât acasă, polițiștii recomandă acestora ca înainte de a-și părăsi locuința să o asigure foarte bine, iar sumele mari de bani, acțiunile și alte valori să le păstreze la bancă.